Am mai vorbit noi despre asta, atunci lucrurile nu știu cât erau de bine, de roz și de extraordinare. Vorbim despre relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Ai. Sunt bine! Sunt în Maldive, sunt pe exotic, sunt pe love, sunt pe instastory-uri, reel-uri și alte lucruri. Bă, când ai timp să vezi toate reel-urile și toate instastory-urile, nu știu, este o femeie atât de ocupată, are atât amar de treabă. E când am timp să fac și pentru emisiune, pac, o secundă, pac, 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 am deschis, pac, mi-a apărut, pac, am văzut, gata, mi-am luat informația și am plecat. Dar pe toate le știe. Hai să vedem imaginile. Păi ia uite-le. Și să, de sunt pe, e pe smile. T-a slăbit, Gabi, sau... Wow! Nu că a slăbit, a slăbit mult. Mult a slăbit? Păi apropo de dieta noastră de ieri și așa, de ce să nu vină să vină Gabi Bădălău să ne spună cum a slăbit? A slăbit. Dacă stai de vorbă cu Gabi Bădălău, îl întreb cum a slăbit. Te uiți la el pe Instagram, tu îl întrebi alte lucruri pe Gabi Bădălău dacă îl prinzi. Cam ce l-ai întreba așa? Ia. N-aș îndrăzni să întreb așa ceva vreodată, dar întrebarea mea e cum face... să se împace atât de lesne cu Bianca Drăgușanu după ce se ceartă la fel de lesne. Adică cum face ea, știm, că ne-a spus. Tu, femeie, sigură pe mine, eu știu exact ce vreau, știu exact cine sunt, dar el ca bărbat. Mă, cum face? Cum faci, mă, să treci cât peste toate pe astea? Sârmă, cât e pe poante, cât... Cum să face? Fie atent să meargă pe becuri încinse, exact. Știi? Că Bianca câte nu e... Câte sute de flori, câte... cadouri, câte scuze? Câte scuze? Înțelegi? Cu cât a contribuit la mea și la mea, că-i Drăgușan? Nu, n-aș întreba. Uite, dar asta... poate, inclusiv această vacanță este menită să îi reconecteze emoțional, Oana Nicolau, mulțumim! Să reconecteze emoțional cuplul. Să petreacă timp împreună, să se redescopere, să-și ofere unul altuia. De ce te uiți așa urât la mine? Nu mă uit urât, mă uit cu... așa mă uit eu când sunt curioasă. Păi nu, să asta se reconecteze, păi n-au făcut 100 de ori, s-au reconectat de a găsit. Păi s-au mai deconectat. Și s-au reconectat. Și iar s-au reconectat. Păi, și iar asta, s-au... Zic. Păi, asta zic. Și nu poți să te reconectezi la Moeciu de sus. A, păi cum ar fi să ne reconectăm la Moeciu de sus? Și că au stat și foarte mult acolo, pentru că el a avut... în România, auzi, mie... Deci n-au mai plecat în vacanță de multă vreme, pentru că el a avut niște probleme aici în România. De și rezolvat. Atunci nu n-a avut el, cel puțin, voie să iasă din țară. Și acum, pentru că probabil și-a rezolvat problemele, bineînțeles. Primul adevăr e că oricine cred că ar face asta. Chiar oricine, cine își permite ar face asta, Teo? Până la urmă, o vacanță în Maldive nu e... How much? Ieftină deloc. Vorba lui Bursucu, how much this? Păi, el știe în engleză, how much this? How much this? This. Atât? Cu D. Da, how much this? Lucru pentru care a făcut un mișto teribil în viața asta. Așa, deci how much this vacanță în Maldive? Nu mai știu acum exact cât costă biletele de avion, dar undeva la 1000 și un pic de euro de persoană, atențion. Vălelic. Asta dacă zbor la economic, dacă știți cum e, dacă zbor la business, 3000-4000 de euro. Eu nu văd pe Bianca Drăgușanu cu genunchii înfipți în scaunul din față. În cazul puțin probabil la depresurizări. Nu cred că Bianca Drăgușanu ieșim pe ieșirea de siguranță. No, no. Deci la business vreo 3-4.000 de euro. Cred acum, zic, mă fac așa o idee în cap. Așa. După care, un sejur de 7 zile, 5 zile, 7 zile, sau ei poate stau 10 sau 12, nu poți să găsești sub 15.000 de euro. Ce ai făcut? Nu găsești sub 15.000 de euro. L-ai căutat? Și asta... Am căutat, îți dai seama că am căutat. Tot am vrut. Am fost și eu de două ori, dar pe vremea respectivă erau prețurile un pic mai... Erau Maldivele, mai mititele, așa. Mai micuțele. Și asta la resorturile care nu sunt mega arhi cunoscute și luxoase. Toate sunt luxoase, toate sunt frumoase și până la urmă experiența e frumoasă. Să stai în căsuța de pe ocean, unde efectiv auzi valurile, auzi tot ce se întâmplă, la un moment dat se și mișcă, pentru că e pe niște piloni înfipți efectiv în nisip, iar când vine valul, pilonii ăia mai... E o experiență. Eu n-am putut să dorm acolo, că mi-a fost foarte frică, dar mă rog. Deci, 15... Uite poza cu amândoi. Scuză-mă. Da, uite poza cu amândoi. Uite poza cu amândoi. E de aia de te uiți prin podea și vezi peștișorii? Nu. Nu. Scuzați. Nu, aia... N-am pupat așa ceva, Teo. Aia e foarte scumpă. O interpretă de muzică populară mi-a povestit asta. Da? Uh-huh. Sau mai este una care are piscină deasupra și tu din dormitor îți vezi iubitul sau... în funcție de caz, iubita cum înoată ea în piscina privată. Ceva frumos! Dacă vorbim de
putem să visăm mult, dar eu mă bucur pentru cuplu. Eu vreau cuplu. Să aibă piscină în cameră. Eu mă bucur pentru cuplu. Și cum avea Dorian? Și-a luat un apartament care avea garaj pe balcon. Să visăm publicitate, să vizionăm. Să luăm.